Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem 3 Silver Chest cu 135 Gold, 2 Elixir Golem și 17 Skeleton Dragons. Mai avem 140 de Gold, 2 rachete și din nou Skeleton Dragons. Și în următorul avem 141 de Gold, 2 3 Musketeers și 16 Royal Delivery și un Rage. Wow! Am rămas surprins, nu văzusem că avem încă o carte și mă gândeam de ce sunt doar 16. Bun, haideți acum să începem cu un meci de 1v1 la Golden Rush, să mai adunăm acolo ceva gold. Bun, începem cu Tesla, pe care o să o punem undeva în centru. Spunem și arcașele. Și momentan n-a pus nicio carte, ceea ce e destul de dubios. S-ar putea să nu fie în meci, oare? Sau ne pregătește un contraatac surpriză? Hai să vedem. Da, e în meci. Să-i dăm un freeze aici pe acel mini PK. Și reușim să dăm cu mini PK un hit acolo, plus Valkyra. Și reușim astfel să-i dăm peste 1000 de meci. Ok, a dat și Hogu un hit și acum trebuie să ne apărăm de acel Cannon Cart, care vedem că arată incredibil la Gold 3 și practic la ultimul level de Gold. Ok, aproape scăpăm de acel Hog, dar reușește și să ne dea ceva de meci pe tur. O să jucăm în defense de acum încolo restul meciului. Hai să vedem, punem Valkyra aici, îl dau și un Eros. Și scăpăm fără hit din partea PK-ului, mini PK-ului. Momentan așteptăm să vedem ce va pune mai departe. Da, nu prea merită nici rachetă, nici freeze. O să punem un mini PK pe el când ajungem mai aproape de turn și trimitem și Hog-ul. Hai să vedem, probabil va pune și are Minion Horde-ul. Are Minion Horde-ul pe care îl vom opri cu arcașele și cu Tesla pe cât de mult vom putea. Ok, are acolo și Hog-ul și reușim să ieșim cu bine din acest atac. Ok, a pus Wizard-ul pe partea stângă. Nu cred că a vrut să facă asta. Ok, hai să punem mini PK și freeze-ul. Punem Tesla. Hai să scăpăm de cele muschetire. Punem Valkyra aici. Probabil va da Fireball-ul. Da, dar cu toate astea nu reușește să ne scoată turnul. Ce mare periculos ar fi acel Minion Horde. Dar vom pune arcașele. Hai să trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Și ne vom... Da, reușim să învingem, să câștigăm acest match. Un match care ne aduce 444 de gold și un silver chest, căruia îi vom da drumul chiar acum. Bun. Și haideți acum, vedem că am făcut 10.000 de star points. Și acest lucru ne permite să facem o nouă carte golden. Că tot ziceam mai devreme de cărți golden. Ok. Hai să vedem. Avem destul de multe opțiuni. Păi o să fac Battle Ram-ul. Da. Hai să facem Battle Ram-ul. Și l-am făcut golden. Nu putem să vedem cum arată, ar fi fost interesant această opțiune, dar probabil are niște chestii golden pe acolo, pe unde e fierul ăsta. Bun, haideți acum să continuăm, o să dăm încă un match, încă un 1v1. Ok,
Începem cu arcașele din spate. Și pus acolo un firecracker pe care, da, o să-l scoatem cu arrows. Să punem Tesla. Și pune și mini P.K. pe acel giant. Nu va ajunge la turn. Mă așteptam. Ok, și reușește să scape fără damage. Pe turnul din dreapta. Ok. Se ocupă turnul de acel barbar. L-a scos, trimitem Valkyra și trebuie să așteptăm. Să fim foarte precauți. Bun, și ai reușit acolo un fireball doar pe Valkyra. Ceea ce e foarte bine pentru noi. Și vom lansa un atac puternic aici cu... din păcate n-am prins și acel firecracker. Ar fi fost excelent dacă reușeam să-l prindem și pe el. Oricum ar fi rămas în viață, dar măcar poate mai fi reușit să dăm un hit în plus cu focul. Hai să dăm aici un Eros. Ok, să punem și mini P.K. mai degrabă. Nu, hai cu arcașele. Da, și avem un avantaj de doar 500 de hit points. Poate mai reușesc acolo ceva, dar n-au reușit. Hai să punem Valkyra. Trimitem Hog-ul. Ei, și de data asta reușim să-l prindem pe acel firecracker. Și dăm și un Eros care vine perfect acolo peste beți. Și tot ce trebuie să mai facem de acum încolo este doar să ne apărăm și să reușim să păstrăm avantajul. O să pun mini pe aici, o să punem și Valkyra în spate, pentru că probabil va pune minioni. Nu? N-a pus. Oricum suntem acoperiți. Acum suntem acoperiți și de beți în cazul în care se gândește să-i pună. Ok, dăm acolo un freeze, reușește să ajungă pe turn mini P.K. Oricum nu mai contează așa mult, pentru că meciul se apropie de final și cred că vom reuși să obținem victoria. Da, mai sunt doar 5 secunde și nu prea mai are ce să fac. Bun, reușim și a doua victorie din acest episod. Hai să vedem. Avem din nou un silver chest și 444 de gold. Bun. Băi, am mai crescut un pic în arenă. Mai avem puțin și reușim să intrăm din nou în Master 3. Trebuie vreo două victorii și vom intra. Bun, hai să dăm și al treilea meci. Începem cu Valkyra din spate. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale. Și să apăsați butonul de like, să dați un share, să lăsați un coment. Să ajungem acolo în... Ok, hai să ne apărăm aici de... Da? Și ce bine! Norocul nostru e ca acel... Holy fuck! Nu cred, băi, cât damage a dat mini P.K. în partea dreaptă acolo. Da, aici vreau să spun că norocul nostru a fost că Eros a reușit să scoată Wallbreaker și... din prima, practic. Da, și ce întorsătură, eram foarte panicat că o să ne luăm damage urât pe partea stângă și culmea e că noi am reușit să dăm damage pe partea dreaptă. Bun, trimitem acolo Valkyra. Am pus un poison, mai cam degeaba. Hai să trimitem și noi mini P.K. să mai așteptăm un pic. Mai bine punem arcașele aici și mini P.K. și să dăm un freeze. Și rămânem în viață, din nou mini P.K. acela va lovi turnul, dar de data aceasta o singură dată. Oricum, destul de bine.
Momentan așteptăm replica lui, să vedem dacă va trimite un push ceva. Da, ok, wow, ce diferit a jucat-o acolo. Da, ne luăm de meci pe stânga, dar rămânem bine în meci. Ok, punem din nou frizul. Va pune mini P.E.K.K.A, era de așteptat. Dar cu toate astea, îi scoatem toate trupele acolo și reușim să-i dăm o grămadă de damage. E clar și al doilea turn va fi doborât. Hai să punem mini P.E.K.K.A aici. Și vom pușui pe partea stângă cu Valkyra și Hog. Ok, nu prea avem cu ce să ne apărăm. O să pun Tesla pentru acel Wizard. Și ieșim cu bine și din acest atac. Mai sunt 7 secunde din match. Am mai încercat aici un push cu Hog-ul, dar degeaba. Bun, reușim și a treia victorie. Și ne apropiem din ce în ce mai mult de revenirea în Master 3. Am primit un Golden Chest și 1044 de gold. Și suntem la doar 7 trofee de intrarea din nou în Master 3. Bun, cam atât de episod de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!